Pilotul câmpulungean Aurelian Dodea Andronache a încheiat sezonul competițional pe circuitul de la Mangalia, acolo unde la sfârșitul săptămânii trecute s-a desfășurat ultima etapă din 2024 a campionatului de Super Rally. Aurelian Dodea Andronache ia la rândul său startul cu prototipul Wolf și rămâne să vedem ce va spune cronometru pentru sportivii pe care îi vedem acum pe traseu. După cum vă spuneam, reperul trofeului Mangal este un reper de 2 minute 29 de secunde și o zecime, timpul oferit de către Simone Tempestini. Aurelian Dodea Andronache, de asemenea, cu un pilotaj pe trasă, acele floricele specifice piloților de raliu costă mult mai mult din punct de vedere al timpului când vine vorba de aceste prototipuri și monoposturi. Așadar, Ghinea și Dode încearcă doar să rămână cât mai constanți acolo, pe trasa ideală. Se încadrează bine Aurelian Andronache în această zonă a șicanei. Aurelian Dodea Andronache este prezent în această zonă a șicanei. Nici Dode nu trebuie neglijat. Am avut un reper de 2.32.8 pe prima manșă pentru el. Ajungem, iată, în zona virajului de stânga și așteptăm să vedem ce va spune cronometru. Să-l primim cu aplauze pe Aurelian Andronache. 2 minute și 33 de secunde pentru el. Final de sezon la Super Rally cu o cursă superbă la Mangalia, unde m-am bucurat să văd sute de oameni alături de noi pe traseu. Am obținut un loc 2 la echipe alături de colegul meu, Costel Cășuneanu. La finalul sezonului avem un rezultat excelent în clasamentul echipelor, având în vedere că anul acesta eu am urcat pentru prima dată într-un monopost noua mea mașină și cu care am fost doar în stadiul de împrietenire, a scris pe Facebook la scurt timp după cursă pilotul câmpulungean.